Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Tabără de Crucea Roșie la Comănești. Noi medalii pentru CSM Onești. Zile de vacanță alături de jandarmii Băcăuani. Crucea Roșie anunță că tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre de la Galion Comănești își deschide porțile pentru cei interesați. Pentru prima dată, tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre de la Galion Comănești își deschide porțile în acesta în perioada 6-12 august pentru toți cei care doresc să știe cum să reacționeze într-o situație de criză sau dezastru. Pe lângă voluntarii Crucii Roșii se pot înscrie persoane care nu activează în cadrul organizației, știut fiind că într-o situație de criză sau dezastru este esențial ca membrii comunității să aibă capacitatea de a interveni eficient. Doar astfel, având cunoștințele și abilitățile necesare, oamenii se pot ajuta reciproc până la răspunsul autorităților publice. Tabăra organizată de Crucea Roșie Română, filiala Bacău și subfiliala Comănești, în colaborare cu Primăria orașului Comănești, este un proiect consacrat ajuns la cea de-a 8-a ediție. În total, aproximativ 1000 de voluntari ai Crucii Roșii Române, dar și din societățile de Cruce Roșie din alte țări, au fost instruiți cu privire la modalitățile concrete de a acorda primul ajutor și de a interveni pentru salvarea de vieți omenești în cazul unor posibile calamități și altor situații de dezastre și criză. În fiecare an, pe lângă instruirile realizate de formatorii Crucii Roșii, tabăra a beneficiat de expertiza specialiștilor din cadrul instituțiilor partenere. Astfel, reprezentanții sub Bacău au realizat o serie de demonstrații practice cu echipamentul de care dispun și au prezentat modalitatea de organizare a unei tabere de sinistrați refugiați. Specialiștii serviciului de ambulanță județean Bacău, substația Comănești, au expus metodele de triere și evaluare a victimelor în caz de traume. Serviciul Salvamon Bacău a susținut un curs de căutare și salvare în mediile greu accesibile din munții României, iar reprezentanții unității militare 01788 Brigada 61 Vânător de Munte Miercurea Ciucă au instruit participanții în acordarea primului ajutor psihologic. Anul trecut, personalul bazei 95 aeriană, specializat în misiuni de sprijin al autorităților publice în caz de dezastre, a desfășurat în fața voluntarilor Crucii Roșii un exercițiu demonstrativ de evacuare aeromedicală, fiind prezent la fața locului un elicopter echipat cu medevac. În plus, voluntarii prezenți au participat la exerciții de și simulări pe timp de noapte, iar cu sprijinul cercetașilor României au învățat cum să se descurce când nu au apă potabilă, adăpost, hrană și semnal. Edițiile din anii trecuți au fost extrem de apreciate, inclusiv de persoane care nu activează în cadrul Crucii Roșii, acesta fiind motivul pentru care organizatorii au decis să permită participarea celor care doresc să se instruiască pe teme de prim ajutor și intervenție în caz de dezastre. Recent a avut loc o conferință de presă la CSM Onești, în cadrul căreia conducerea CSM Onești este vorba de director Ingrid Istrate. Director strategie sportivă Dorina Rădăvoaice, alături de talentata sportivă Ana Maria Puiu, antrenată de Sorin Iotache, și-au prezentat realizările. Ca să o felicităm astăzi pe Ana Maria Puiu, medaliată cu bronz la campionatul european de U20, îmi pare rău, sincer, că nu sunt alături de noi astăzi, dar sunt deja plecați în pregătire sportiva și Poș Alexia, care a fost medaliată la Europenele din Grecia, și cu Lucian Cambei, fratele Mihaele Cambei, care vine din urmă în cadrul aceluiași campionat european. Dar zic eu că ne-am adunat pentru Ana astăzi și aș vrea să o felicit pentru rezultatul pe care l-a făcut. Ana, te felicit, este un rezultat foarte frumos. Și ne-ar plăcea să ne povestești un pic, până la accidentarea ta, să ne povestești un pic cum a fost acest campionat și ce a însemnat și ce înseamnă pentru tine acest rezultat. Bună ziua tuturor! Acest campionat a fost un campionat foarte greu, din toate punctele de vedere, mai ales că nu l-am avut alături de mine pe Maș Iordache. Dar m-am mobilizat singură și l-am avut pe dumnealui lângă mine la telefon, am vorbit non-stop cu el. Vreau să vorbesc un pic despre meciul cu Ucraina, primul meci. A fost greu pentru că fata era experimentată și
A fost greu, dar am crezut în mine și la meciul cu Ucraina m-am accidentat la sfârșit de meci. Aveam 7-0, mai erau 30 secunde și atunci m-am accidentat. Dar am zis că trebuie să mai stau 30 secunde în picioare ca să pot să duc la sfârșit meciul. Apoi am avut meciul cu Azera, care e Azera bunicică fata, chiar bună, e și campioană europeană acum. M-a bătut 3-0, care la campionatul european de U23 din Baku m-a bătut 8-0 și tuși. E mai bine acum că m-am bătut 3-0, gen, se poate să ajung să o bat și eu. Sigur se poate. Da, sigur. M-am bătut 3-0 și după a trebuit să aștept ca ea să meargă mai departe până în finală, iar asta a fost un moment foarte greu să aștept. Așteptarea a fost un moment nu mi-a plăcut deloc, dar am crezut în ea și am susținut-o ca să ducă mai departe, ca să pot să merg și eu să mă lupt în recalificări. În recalificări cu Nemțoaica, Germania, mi-am înfășurat bine piciorul și am zis că trebuie să câștig meciul, iar m-am luptat cu tărie și am crezut în mine și în rezultatul de la final și am bătut-o 7-0 și în finala pentru locul 3 mă durea foarte tare piciorul, dar în schimb până să intru pe saltea mă durea piciorul foarte tare, extrem de tare, dar când am pășit pe saltea parcă orice durere mi-a trecut și parcă nu mă mai durea nimica și am dat tot din mine. Mai erau 30 secunde și era 4-4 și câștigam eu și vă zic, ultimele 30 secunde în lupte sunt foarte grele, sunt cele mai grele momente din tot meciul, pentru că trebuie să stai și să stai bine în picioare și având în vedere că și oboseala care e după 5 minute jumate te lupți și dai tot ce poți din tine, ultimele 30 secunde sunt cele mai grele și am reușit să stau în picioare și să o bat din contra, am mai făcut și 2 puncte la sfârșit și am reușit să o bat 6-4. Bravo, Ana, vreau să spun că rezultatul... Simplu, pare totul ușor așa la prima Ana vedere, este un copil deosebit, un copil care în toți anii ăștia, nici nu mai știu de câți ani ăștia, Ana, de când faci lupte? 10. De 10 ani. 2014. Din 2014, domnul Iordache și-a pus amprenta în tot ceea ce reprezintă ea și a făcut ea până acum. Eu zic că domnul Iordache este o steluță norocoasă a acestor fete și a secției de lupte libere, dar bineînțeles că fără dorința ei și fără eforturile ei conjugate de-a lungul anilor și cel puțin acum în acest campionat european, n-ar fi reușit să aducă această medalie atât de frumoasă la Onești. Noi suntem tare mândri. Și eu sunt mândră de mine și mulțumesc și clubului pentru susținere și pentru tot. Zile de vacanță alături de jandarmii Băcăuani. Ziua de 10 iulie rămâne cu siguranță de neuitat pentru cei peste 40 de copii înscriși la cea de-a doua ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată organizată de Parohia Ghereiești. Și nu doar pentru ei a fost o zi specială, dar și pentru jandarmii Băcăuani. Împreună și-au imaginat scene de viață cotidiane, au discutat despre modalitățile concrete de prevenire a faptelor antisociale și au avut grijă să le ofere cele mai bune sfaturi. Prezența partenerilor necuvântători a fost momentul culminant al întâlnirii. Copiii, bucurându-se să vadă de aproape câinii de serviciu și să urmărească exercițiile demonstrative desfășurate împreună cu conductorilor, pentru a imortaliza momentul, copiii au făcut fotografii care vor reprezenta pentru ei amintiri frumoase peste ani. Cei 40 de copii au avut parte de multe activități, ateliere interactive, standuri expoziționale cu autospecialele, materiale și tehnica din dotare, iar jandarmii le-au prezentat materiale video despre istoria jandarmeriei române la nivelul județului Bacău și au putut vizita sala tradițiilor a Inspectoratului de Jandarmi județean Bacău. Au fost aduse în atenție aspecte legate de folosirea responsabilă a rețelelor de socializare, fenomenul de bullying și de prevenire a consumului de substanțe interzise. Copiii s-au bucurat de vizita făcută jandarmilor și s-au întrecut în răspunsuri la întrebările colegilor jandarmi despre cum să fie în siguranță pe stradă. Au fost încurajați să aibă o relație deschisă cu părinții și să apeleze la sfaturile lor și ale cadrelor didactice ori de câte ori au nevoie. Recent a fost avizat favorabil
un proiect inițiat de către PNL pentru reglementarea centrelor de dezintoxicare și recuperare a dependenților de droguri. Inițiativă liberală, vot pentru adoptare. Plenul Camerei Deputaților a dat vot pentru adoptarea proiectului de lege care reglementează înființarea unor centre de dezintoxicare și recuperarea dependenților de droguri. Aceste centre includ măsuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor și consecințelor asociate consumului de droguri, precum și de reintegrare socială. Această inițiativă completează pachetul de legi care sprijină persoanele aflate în capcanele viciului consumului de droguri. În imagine regăsiți forma promulgată a inițiativei 525 pe 2018, votată pe 27 februarie 2024, care precede punerea în practică a modificărilor date de inițiativa pe care am votat-o cu numărul 164 din 2024. Ne-a precizat deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Jandarmii grupării mobile Bacău au intervenit în sprijinul victimelor unui incident rutier. La începutul lunii iulie, un echipaj de jandarmerie din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău a intervenit pentru acordarea primului ajutor victimelor unui incident rutier între trei autovehicule, petrecut în localitatea Răgăci, în județul Bacău. Echipajul, compus din 6 jandarmi, se deplasa în misiune către municipiul Focșani și a ajuns la locul incidentului la aproximativ 5 minute după impactul dintre cele trei autovehicule. Jandarmii au poziționat autospeciala în așa fel încât să fie semnalizat de la depărtare locul incidentului, iar până la sosirea echipajelor de urgență au verificat starea celor 6 persoane implicate, au decuplat acumulatorii autovehiculelor și au ajutat la fluidizarea traficului rutier în zonă. Un jandarm a intrat în mașina în care o persoană era încarcerată și se afla în stare de șoc, fiind lovită în zona capului, încercând să o liniștească și să-i asigure o poziție de siguranță. Iar, cu sprijinul unui cadru medical aflat în timpul liber, prezent în zonă, i-a montat un guler cervical. După sosirea echipajelor medicale și de poliție și după ce s-au asigurat că nu mai este nevoie de sprijinul lor, jandarmii și-au continuat deplasarea către municipiul Focșani. A venit vacanța mare, iar la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești s-a dat startul atelierelor de vacanță. Despre ce ateliere este vorba aflăm în minutele următoare chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Învățăm, ne distrăm, dar mai ales ne petrecem cât mai mult timp în Biblioteca Municipală Radu Rosetti, cea mai digitalizată bibliotecă din România. Așa cum spuneai, avem multe ateliere care așteaptă tinerii, îi așteaptă pe copii, începând cu luna iulie. În fiecare zi se desfășoară cel puțin două ateliere. Dintre acestea aș enumera atelierii micii arheologi, atelierul animalele terei, atelierul de public speaking și storytelling. Este în premieră, făcut în această vară de colega noastră Nicoleta Sălbatecu. Avem un alt atelier interesant și nou, se cheamă Cinema la Bibliotecă, care face parte din proiectul național Cinema la Bibliotecă, unde difuzăm filme de scurtmetraj cu mesaje motivaționale, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Un alt atelier îndrăgit în anii trecuți de cei mici este atelierul de Lego, creație și joacă, care se desfășoară la ludotecă, unde împreună cu colegii mei avem pregătit sași cu Lego, unde ei se pot dezvolta, pot crea orice își doresc. Important e să vină și să vrea acest lucru. Pentru că acum dispunem de tehnologie de ultimă generație, avem începând din această vară și atelierul VR, Ocolul Pământului, care se desfășoară la sala multimedia, unde prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală vizităm, călătorim atât pe pământ, dar vedem și alte planete, totul cu scopul de a învăța și de a oferi o experiență interesantă aici la Biblioteca Radu Rosetti. În alte cuvinte, va fi o vară fierbinte din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește numărul activităților, cât și provocările pe care le lăsați pentru cei mici și cei mari. Da, noi invităm pe toți pentru că mai avem în premieră un atelier care sper să se bucure de succes. Avem și un senior de 70 de ani care s-a înscris. Este vorba de atelierul de limbă chineză, coordonat de Bogdan Prohozescu, unde nu doar tinerii sau oneștenii pot învăța sau se pot iniția în această limbă, dar și noi, cei din bibliotecă, vrem să participăm intens pentru a ne familiariza cu această limbă foarte interesantă.
Va fi o vară frumoasă și ce să zicem, care va fi, să zicem, intervalul orar în care cei mici pot veni la bibliotecă și până la ce oră stau? Atelierele se desfășoară de obicei în prima parte a zilei, având în vedere căldurile cu care ne confruntăm. Începând cu ora 10, programul atelierelor se află atât pe site-ul bibliotecaoneș.ro, pe paginile de socializare, dar avem și această broșurică care poate fi procurată gratuit de la intrarea din bibliotecă, unde aici aveți informații despre fiecare atelier în parte, ora și cine coordonează. De asemenea, o condiție ar fi ca toți cei care vor să participe la aceste ateliere să aibă și permis de bibliotecă. Pentru că, așa mi se pare corect, alături de carduri în portofel să-și găsească, iată, locul și permisul de bibliotecă. La Biblioteca Municipală Radu Rosedi din Oneș, miercuri 3 iulie, a fost vernisată expoziția de medalistică, documente în metal, Ștefan cel Mare în medalistica românească și au fost prezentate exponate din colecția profesorului Vilică Munteanu. Oaspeții evenimentului au vizitat și Biserica Ștefaniană din Borzeș și Muzeul de Artă Religioasă de lângă și s-au recules la mormântul fiicei poetului Vasile Alexandrii, Maria Bogdan, din cimitirul bisericii. Îmi exprim bucuria de a fi prezent astăzi aici la Onești cu o împlinire personală, deci am inițiat aceste activități culturale, spirituale și științifice, pentru că am avut două simpozioane la Roma și Bacău, am avut lansări de carte, expoziții, iată și aici un astfel de moment. Documente în metal. Documente în metal, în jur, avem medalii ștefaniene. Este o mare bucurie pentru că prin aceste activități noi am împlinit o datorie de suflet, aceea de a nu uita, de a readuce în atenția contemporanilor un mare echip al trecutului și aș spune că atunci când românii au fost întrebați în 2006 care este cel mai îndrăgit personaj, cel mai îndrăgit român, cu un pic de efort la nivel național, toți au decis că Ștefan cel Mare este un simbol. Este un simbol al României și al românismului, dar nu trebuie rezumat doar la un cruciat, un războinic, cum ne-l imaginăm noi, care și-a apărat hotarele. Ștefan cel Mare a fost un personaj complex, a fost un mare ctitor de locașuri sfinte, a fost un om care a promovat cultura și avem atâtea manuscrise, tetraevanghelele care se păstrează și alte lucrări executate la comanda și prin Dania sa, arată a fi un om al cărții, al culturii, al progresului. A fost un spirit european, pentru că a avut și acest dar al diplomației și a fost apreciat de Papa la vremea respectivă drept atleta lui Hristos. El a apărat poarta creștinătății și a dorit o Europa eminamente creștină. Astăzi, din păcate, Europa nu mai merge după principiile lui Ștefan cel Mare. Noi tindem spre globalizare și secularizare, dar Ștefan rămâne actual. Și tocmai de aceea eu, un oarecare preot anonim din eparhia Romanului și Bacăului, în calitate de slujitor al bisericii, având ca patron al bisericii unde slujesc Ștefan cel Mare și Sfânt, pe acest mare voivod am găsit potrivit în fiecare an în preajma hramului să organizăm aceste manifestări la care să apropiem cele două maluri ale Prutului, au fost și preoți și istorici din Basarabia, deci am adunat întreaga Moldova lui Ștefan cel Mare, dar m-am bucurat că astăzi a venit și din Ardeal un cercetător, domnul Dacian But, căpușan de la Cluj, cu mărturii, cu ctitorii ale lui Ștefan în Transilvania, la Ciceu și Feleac. Ce aș putea să spun? Că avem în continuare o datorie sfântă, aceea de a ne cunoaște trecutul și de a ne cultiva și promova valorile noastre autentice. Dacă nu știm de unde venim, nu avem un viitor. Spunea Nicolae Iorga atât de frumos că cel care nu-și cunoaște trecutul este un copil care nu-și cunoaște părinții. Și iată, seva acestui neam atât de frumos elaborat de Patriarhul Daniel, adică un portret în cuvinte, a spus poporul român, un popor purtător de cruce și iubitor de înviere. Un popor care a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar a învins și a rezistat prin credință, prin
aceste valori ale moralei creștine care ne identifică în această Europa atât de colorată în care trăim. Și datoria noastră este aceea de a adăuga fiecare în parte o cărămidă rânduită nouă de providență la edificiul spiritualității înaintașilor noștri. Sunt piese cu greutate. Toate sunt piese cu greutate, dacă mi-e permite să adaug. Oricum, felicitări pentru ceea ce face și pentru pasiunea cu care ne dezvăluiți istoria, ca să zicem așa. Da, pasiune și, cum să spun, este și o legătură între mine și Ștefan cel Mare. Pe actele noastre de naștere scrie Borzești. Nimic nu este întâmplător, dacă aș putea adăuga. Nu? Da, nu este întâmplător. În familia noastră au mai fost oameni legați de istorie, mai cunoscând, fie că era vorba de un preot, de un învățător sau așa. Și Ștefan, pentru noi, cei din fosta comună Borzești, actualmente Ștefan cel Mare, Ștefan este de-al nostru. Este contemporan cu noi. Este, cred că, de-al nostru al tuturor. Păi da, eu când am spus de-al nostru al tuturor și contemporan cu noi, la fel, deci nu mă refer strict la comunitatea locală. Așa. Oricum, Ștefan cel Mare este cea mai mare personalitate a neamului românesc și este, mă rog, cum îl descria de noi și Papa, atleta Christi, atletul lui Hristos, a fost un om cu capacități absolut deosebite, care în vremuri grele, delicate, dificile, a reușit să facă foarte mult. Mulți îl apreciază pe Ștefan și se gândesc la războaie. Războaie, dar războaiele țineau două săptămâni, o săptămână, o zi sau așa. Dar ridicarea atâtor biserici și biserici ridicate în 3-4 luni de zile, cum e biserica de la Borzești, 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. Așa. Biserica precistă de la Bacău, la fel, ca să nu mai să vorbesc numai de cele locanice. Podul de la, dintre Negoiești și Căiuți e făcut în mai puțin de 3 luni. Capacitatea de organizare, de a colabora, mă rog, sau a plăti oameni de specialitate și care să-și pună sufletul în ceea ce fac. Și cu siguranță mai avem multe de aflat despre ceea ce înseamnă Ștefan cel Mare, o personalitate complexă și completă. Noi vă mulțumim și vă așteptăm cu interes și următoarele expoziții. Să fim sănătoși, mai sunt și alte teme, iar în aceste piese în metal pe care le-am prezentate, l-ați văzut așa, oleacă. Fiecare înseamnă o mică lecție de istorie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 19 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Spre după amiază sunt posibile averse de ploaie. Sâmbătă 20 iulie, vremea se menține în continuare caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 19 grade Celsius. Spre seară sunt posibile pe alocuri averse de ploaie. Duminică 21 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei va ajunge până la valori de 30 de grade Celsius. Spre după amiază izolat pot să apară câteva averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Luni 22 iulie, vremea se menține în continuare caldă. Mercurul în termometre nu va depăși valoarea de 28 de grade Celsius. Spre după amiază sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.